Ați observat că PSD a pus cumva Batista pe țambal? Cred că au stat băieții, s-au gândit puțin și au zis: bă, e greu până și pentru noi să o ținem în scandaluri încă 3 ani. Hai să ne dăm la fund o vreme. Cu ce idee să venim? Ce să le spunem noi oamenilor că nu ne mai certăm? Ce scuză avem că nu ne mai păruim? Greu de găsit. A, știu, a zis unul. Le spunem oamenilor că noi muncim. Faza la care toți cei prezenți: ce ai, frate, cine o să te creadă? Bă, ori fi românii proști, dar nici chiar așa. Repararea nedreptăților, repet, nu creșterea punctului de pensie care curge în continuare, vor putea fi operabile în 2018 într-un motiv foarte simplu. Este vorba de recalcularea peste 5 milioane și ceva de dosare. Deci este o muncă care durează mai mult de un an de zile. Domnul Dragnea, ca să nu mai lungim pasta cu pensiile, că deja cei mai mulți pensionari se gândesc că nu mai apucă nicio mărire, facem așa. Calculați, gândiți-vă, faceți ce vreți dumneavoastră și ne ziceți la final. Da, domne, peste un an, peste doi, peste trei, nici nu mai contează. Adică, dragi pensionari, dacă vreți pensie mai mare, luptați, mă, rămâneți în viață până vă mărește domnul Dragnea, până face dânsul toate calculele. Prefer să întârziem puțin decât să facem ceva înghesuiți cu alte proiecte. Dar cum? Păi ce ne jucăm? Ne batem joc de oameni? Nu înghesuiți nimic, vă rog. Faceți treabă temeinică, domne, așa cum fac teleormănenii din Brazilia. Nu vrem mântuială, domnul Dragnea. Ne-am săturat de mântuială. La fel ne-a zis și în campanie, nu? Că durează, că nu o să o faceți așa de azi pe mâine. Eu v-am zis, ai și 10 ani puteți să stați să calculați pensiile. Dar să iasă, domne, ceva frumos. Când o mai mirelește cât un pensionar, vă batem noi la ușă, vă zicem ca să-l scoateți de acolo, să refaceți calculele, să fie bine ca să nu fie rău, vorba regelui nostru. Altfel, domnul Dragnea, e bine că ați lămurit-o pe aia cu contribuțiile trecute la angajat. În sfârșit s-a înțeles, domnule. Numai unii rău intenționați mai pot să comenteze ceva. Pierde statul, dar pierde aici. Pierde contabil aici. Dacă câștigă, tu în primă fază, dacă te uiți contabil, pierzi. Dar când se trage linie, se vede că efectul este o creștere economică și îți crește și veniturile. A? Gata, domne, e clar. Pierzi, dar de fapt câștigi. Auziți, domnul Dragnea, mă scuzați, că nu puteți să băgați și la fotbal asta aici la noi, că a pierdut acum Petrolul meu în cupă, dar mă gândeam pe principiul ăsta, poate se califică mai departe. A, tare și faza cu Seville. Seville și Aideh, e în fiecare zi în guvern, pentru că e consilier de stat și lucrează cot la cot cu Marcel Ciolacu, cu Mircea Dosche, cu ceilalți colegi de acolo, pentru că toată lumea lucrează. Seville și Aideh nu are o problemă. Adică are o problemă în sensul că nici ea, nici familia ei nu înțeleg totuși dacă se va termina acest atac împotriva ei care a început din momentul în care a fost refuzată. Fai de mine! Ea tot vine acolo, muncește, nu puteți să o opriți, a? Dar i-a zis, domnul Dragnea, că ați dat-o afară? Că na, poate femeia știe că mai e ministru. Dați-i foi de-astea de jucărie, cu creioane, cu carioci, faceți un birou undeva. Asta e, vicepremier într-o lume paralelă.